Polițiștii, sub coordonarea unui procuror, au descins luni dimineață la locuința consilierului local Ion Bârsanu din Drăguțești. Alesul local, în vârstă de 59 de ani, este acuzat de furt după ce oamenii legii au găsit componentele a două salvări ce aparțineau primăriei la el acasă. Ancheta a început încă de anul trecut, când actualul primar Ion Popescu a constatat că cele două salvări primite de primăria Drăguțești cu titlu gratuit în urmă cu câțiva ani au fost dezmembrate, iar piesele au fost furate. În curtea primăriei ei rămăseseră doar carcasele. În această dimineață, echipele de investigatori au mers cu mandate de percheziție la domiciliul consilierului suspect, unde au fost găsite componentele celor două ambulanțe. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 59 de ani din Drăguțești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt. Cu această ocazie au fost ridicate două motoare, precum și alte componente și subansamble auto, despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost sustrase în perioada septembrie-octombrie 2017 de la două autovehicule aflate parcate în curtea primăriei Drăguțești. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Prejudiciul pe care este acuzat că l-a produs consilierul din Drăguțești se ridică la 2 miliarde de lei vechi. Piesele găsite la locuința suspectului au fost predate primăriei, care a rămas cu două carcase goale de ambulanță.